10. O să mergem acum la fotbalul din Germania, pentru că în weekend ne așteaptă un adevărat clasic al în Bundesliga, Borussia Dortmund, Schalke 04, și despre ceea ce se întâmplă în fotbalul german discutăm cu specialistul nostru, Gheorghe Lorenz, pe care îl salut. Bună seara, Gheorghe, bine ai venit! Bună seara, Bogdan, bună seara, stimați telespectatori, într-adevăr sunt la datorie, așa cum am stabilit cu o săptămână în urmă. Campionatul german se desfășoară în această etapă a 26-a într-un anonimat total, aproape total, să zic așa, pentru că este totuși o rază de lumină care va mai îmbuna puțin publicul spectator, și anume postul de televiziune Sky, post cu plată, care are toate drepturile în ce privește Bundesliga, a stabilit să pună la dispoziția marului public o transmisie alternativă de sâmbătă și duminică, în așa fel încât toți cei interesați, fie că au sau nu au abonament, pot urmări meciurile acestei etape de campionat. Sigur că etapa este foarte interesantă, cu multe partide. Bogdan spunea de această întâlnire Dortmund-Schalke, care se află la 187-a ediție. Sigur, nu toate meciurile au avut loc în campionat, o parte dintre ele s-au desfășurat în cupă sau în alte competiții, dar este interesant de văzut cum stau cele două echipe la această oră. Eu am urmărit și cotele care sunt pe diferite case de pariuri. Interesant mi se pare că în față de alte ediții, discrepanța între șansele celor două formații este mult prea mare. Pentru Dortmund este vorba de 1.30-1.35, în timp pentru Schalke văd 7.50. Sigur, o asemenea diferență între șansele celor două formații n-a mai fost de mult, însă dacă ne uităm la clasament, avem o oarecare explicație. Dortmund se află la numai puțin de 14 puncte de Schalke, ceea ce scoate în evidență, de fapt, forma actuală a celor două echipe. Schalke este absolut în afară de formă, are mari probleme chiar și în partidele pe teren propriu, de unde această apreciere a caselor de pariuri. Sigur, mulți pariază și pe acest Haaland, acest tânăr norvegian care în primele etape de campionat a marcat o serie întreagă de goluri, însă să reținem și faptul că în ultimele două partide Haaland n-a mai marcat, ceea ce înseamnă că contactul lui cu Bundesliga a devenit ceva mai aspru, iar adversarii l-au dibuit, știu cum se comportă, îi cunosc poziția în teren și ca atare este mai bine marcat de către public. Mai vreau vedem, scuză-mă, Gheorghe, vedem și cotele pentru un gol marcat de Haaland, 1.57. Există și o statistică foarte interesantă în duelurile din campionat de-a lungul celor 96 de confruntări din Bundesliga, o medie de peste 3 goluri pe meci între Dortmund și Schalke, și de aceea există și posibilitatea să vedem multe goluri pe pentru că istoricul, mai ales recent, al acestor derbiuri aduce foarte mult spectacol, chiar dacă, din câte am înțeles, se joacă toată etapa fără spectatori sau toate meciurile etapei. Toată etapa se desfășoară fără spectatori. A fost recomandarea Federației și a Ligii de Fotbal, însă în Germania, știm bine, este vorba de un stat federal în care landurile componente au în puterea lor, pe de o parte problemele de sănătate, pe de altă parte problemele școlare. Cu alte cuvinte, oficiile de sănătate locale sunt cele care decid. Însă astăzi deciziile au fost în unison, toate au hotărât ca partidele să aibă loc fără public și acest lucru se petrece și în Liga a doua. Apropo, Liga a doua, doar o singură paranteză, aici sunt probleme și mai mari. În echipa Hannover, doi jucători au fost depistați cu acest coronavirus și ca atare echipa nu va apare în meciul de campionat pe care are în această săptămână și s-ar putea ca din această cauză să fie perturbați în tot programul ligii secunde. Rămânând, Bogdan, la Bundesliga, vreau să mai scot în evidență două partide, în primul rând pentru că pariorii pot fi interesați. Este acest meci de mâine între Düsseldorf și Paderborn. Dacă ne uităm la clasament, vom vedea că este un meci de 6 puncte. Pentru Düsseldorf o victorie ar însemna menținerea la distanță acestei echipe din Paderborn și
invers. Paderborn câștigă, se amestecă din nou toată această zonă din coada clasamentului și șansele devin tot mai diverse pentru aceste echipe aflate acolo. Paderborn are o cotă de 3,75, dublu față de cota pentru Düsseldorf, dar eu zic un sfat pentru pariori, să urmărească acest Paderborn, iar pronosportiștii probabil să nu uite un 2. O altă notație... Scuze-mă puțin, ajungem imediat și la restul etapei. Voiam doar să anunț și pontul nostru pentru meciul dintre Dortmund și Schalke. Merg pe o variantă în care oaspeții nu înscriu, cotă 2,63. Am văzut și celelalte cote interesante. M-am găsit chiar o cotă în care o cotă a Borussiei Dortmund pentru victorie 1,40 și a lui Schalke de 7,25, dar oscilează în funcție și de casele de pariuri. Pontul nostru este oaspeții nu înscriu, cotă 2,63, un pont pe care chiar eu îl ofer. Ne scrie aici Gabriel, Dortmund 1 și ambele marchează la meciul cu Schalke. Raul ne spune 3 la Borussia Dortmund.